Săptămâna trecută, pe 29 iunie, de la ședința ordinară a Consiliului Local a lipsit un consilier PSD, așa că mai multe proiecte de pe ordinea de zi au fost respinse de consilierii PNL și ALDE pentru mai multe inadvertențe în documentație. Supun la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? 30 la 10. 10 la 10. Balotaj. Somnă probleme extraordinare. Deci 10 la 10 rezultatul votului. Nemulțumit de faptul că lucrurile nu au ieșit așa cum și-a propus, edilul Giurgiuvean declara atunci că va convoca o ședință extraordinară unde va avea majoritate pentru ca proiectele respinse să fie aprobate de consilierii PSD. Așa a și făcut, pentru că joi 7 iulie la ora 11, consilierii sunt convocați la o ședință extraordinară cu 3 puncte pe ordinea de zi. Suplimentarea bugetului pe 2016, organigrama societății, întreținerea peisagistică și un schimb de terenuri între municipiul Giurgiu și Ion Ștefănică. Rămâne de văzut, dar și de explicat care sunt motivele pentru care cele trei proiecte întrunesc condițiile pentru a fi convocată o ședință extraordinară și dacă nu cumva este vorba despre orgolii și ambiții personale.